Cupa României la fotbal a ajuns ieri seară la Deva, unde a fost prezentată oficial publicului. În curtea interioară a Consiliului Județean Hunedoara, acolo unde s-a desfășurat evenimentul, a fost o atmosferă extraordinară, creată de echipă, dar și de numeroși fani care au venit să-i felicite pe jucătorii Corvinului, pe antrenorul principal Florin Maxim și pe reprezentanții colectivului tehnic al echipei. După Hunedoara și Orăștie, Cupa României la fotbal câștigată de Corvinul Hunedoara a fost prezentată și de venilor. Sute de simpatizanți au invadat curtea Consiliului Județean Hunedoara pentru a sărbători alături de jucători și staful tehnic câștigarea trofeului. Obosiți, dar bucuroși că îi pot face fericiți pe simpatizanții prezenți la eveniment, alb-albaștri au urcat rând pe rând pe scenă în aplauzele publicului. Omul momentului, antrenorul anului în România, Florin Maxim! Mă bucur că v-ați strâns și v-ați luat din timpul dumneavoastră să fiți alături de noi. Noi am trăit niște momente speciale. De fiecare dată când revăd aceste filmări, parcă mă trec așa niște fiori. Mulțumim Consiliului Județean pentru că a fost alături de noi în tot acest parcurs al nostru, domnului Laurențiu Nistor. Eu sunt din Brad, după cum știți, tot din județul Hunedoara, sunt și eu născut aici. Nu uitați că urmează Supercupa României și vrem și dacă puteți să vă faceți timp să fiți alături de noi, ar fi important pentru noi. Vă mulțumim mult de tot! Vă mulțumim mult! Campioni! Campioni! Ole, ole, ole! Campioni! La începutul acestui an, Primăria Hunedoara și Consiliul Județean au înființat Asociația Club Sportiv FC Corvinul Hunedoara 1921, asociere care a permis susținerea financiară a clubului cu 100.000 de lei în momentele critice din timpul campionatului, iar sprijinul nu se oprește aici. Este bine când crezi și în vise și de multe ori visele pot să se transforme și în ceva adevărat. Iată că un vis frumos acela ca echipa Corvinul Hunedoara se câștige Cupa României. Cea mai mare bucurie pentru noi este Cupa României este la Hunedoara cu echipa Corvinul. Acum este la Deva, astăzi a fost și la Orăștie și vreau să-i felicit din tot sufletul pe acești minunați fotbaliști ceea ce au făcut pentru județul Hunedoara. În 50 de ani nu am mai avut asemenea eveniment în județ. Cred că este o cea mai mare bucurie pentru noi și numai pentru noi, conducerea județului, pentru toți cetățenii din județul Hunedoara și în calitate de președinte al Consiliului Județean, le transmit cele mai sincere felicitări pentru ce au făcut și promit că vom fi alături de ei. Așa cum a spus-o și primarul Hunedoarei, domnul Bobouțanu, 100% vom susține echipa Corvinul Hunedoara, îi felicităm, vom face tot ce trebuie pentru ei, fiindcă județul Hunedoara merită să avem o echipă în prima ligă a României. Așa cum a spus-o și pe scenă, dorim să organizăm o garnitură de tren pentru a merge la meciul cu Steaua și sper să facem o surpriză frumoasă și la București. Doamne ajută și mult succes tuturor! Proiectul acesta al comunității locale, un oraș, o comunitate, o echipă a adus un rezultat pe măsura muncii acestor băieți. Este meritul lor, în primul rând, meritul lor special pentru că s-au dedicat acestui proiect. Știm că foarte mulți cetățeni din Deva au fost pe stadionul din Hunedoara la aceste meciuri de Cupa României, dar și la meciuri de campionat. Vrem să dăm o anvergură județeană acestui proiect. De aceea, partener alături de noi este și Consiliul Județean. Vă așteptăm, așa cum spunea Florin Maxim, în data de 6 iulie la București, să susținem împreună proiectul comunității județene de această dată, Corvinul Hunedoara, în finala Cupei României. Vă așteptăm când vom juca meciurile din Europa League
cel mai probabil la Sibiu să fim în număr cât mai mare din județul Hunedoara. Apoi a urmat nebunia autografelor și a fotografiilor cu jucătorii și cupa. Masa de simpatizanți a năvălit peste corbii albi-albaștri hunedoreni pentru a obține semnături pe tricouri, șepci, carnețele sau pe unde se poate. Fan Corvino! Fan Corvino, o semnătură care o să fie pentru multă vreme ținută în ramă. Dacă acum 2 ani nu valora nimic, acum este aur curat. Mulțumesc! Și după 10-20 de ani? O să vedeți diamant! Ți-ai cumpărat tricou și ai și autografe. De la cine? Păi da, normal, am luat de la Hergelegiu, de la Lefter și de la Neaxa. Numai de la ei ai reușit sau ei sunt favoriții tăi? Băi, am văzut ca favoriți, adică oamenii de bază, mai ales Lefter a apărat penaltiurile. Fericire mare, ai autograf? Da, am. De la Neaxa, de la Hergelegiu, de la Lucas, de la Tibi. Am venit să felicităm băieții pentru performanța lor. Le mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi și în special domnului Florin Maxim pentru că a coordonat echipa superb. Da, a făcut tot staff, felicitări. Jucați fotbal? Da, jucăm. Jucăm la CSM. Dar ține cu Corvinu. Am fost acum la Linghișpire, am văzut aici că e Corvinu, am zis hai să facem o poză cu ei. Hai Corvinu și Cristiano Ronaldo, cel mai bun. Performanța realizată de Corvinul Hunedoara este extraordinară, iar echipa merită toate aprecierile și tot sprijinul hunedorenilor, mai ales că pe tinerii corbi ai Corvinului îi așteaptă alte provocări, mult mai grele decât cele depășite până acum.